Street art la Copșa Mică, cel care a avut ideea sau a preluat-o, rămâne să aflăm acum, domnul primar, cum ați adus sau ați readus arta în stradă la Copșa Mică? De la o nevoie. Au fost două probleme. Deci o energie care s-a acumulat în oameni, știa să manifeste un fel, ideal prin arta. Și a doua a fost grămada mare de penere care s-au acumulat în veciul primăriei de-a lungul campaniei electorale. Iar o problemă în sine, pentru că reciclarea acestor penere este și dificilă. Și poate o spus și Mihai și alții, știți și voi, viața lor e foarte scurtă, deci 30 de zile și după care rămâne o pacoste și trebuie reciclate. Și așa, combinând două lucruri, nevoia de reciclare acestor penere și nevoia de descărcare a energiilor, am gândit acest proiect. Întâmplarea fericită a fost că l-am cunoscut pe Mihai. El a, și Mihai, a fost Mihai a pus cap la cap toate lucrurile și a făcut munca de organizare. Pentru că noi la început ne gândeam la o chestie mai simplă. Artiști locali, tineri care vor să manifeste, să pictăm aceste bannere. Dar cu Mihai deja am trecut la un nivel mult mai mare și aș să fac un eveniment internațional, în primul rând. Cât de mult ați câștigat în vizibilitate? Mă refer ca oraș. Nu ne-am gândit neapărat la lucrul ăsta, nu. Nu, am câștigat în primul rând prin crearea unui eveniment cultural. Asta e foarte important pentru că într-un oraș mic, evenimente culturale sunt extrem de rare. Asta am câștigat noi pentru noi. Nu a fost făcut neapărat pe lista de... Sunt și alte metode vizibile. Te urci pe turnul sometrei, te legi cu lanțurile de o cale ferată, tot faci multe lucruri. Nu a fost... O nevoie vin de la sine. Nu a fost ceva căutat cu lumânarea să ieși la lumea. E un proiect pe o durată mai lungă de timp? E doar începutul? Mi-am gândit că ar fi un început pentru că, am spus, s-au legat toate de la sine. Și, repet, ne interesează lui Mihai, care are și experiență în lucrul ăsta. Și am dat seama că orașul are vocație pentru lucrul ăsta, pentru de grafite aplicate în industriale. Și atunci avem foarte multe obiective de pictat în anii viitori, care vor îmbogăți cu culoare orașul ăsta. Sunt multe clădiri care merită atenție și care pot fi planificate și transformate în artă și care automat îmbogățesc peisajul. O să devină o tradiție street-artul la Copșa? Da, am dorit să facem acest lucru și chiar ne gândim la un prim proiect să realizăm o tabără. Deci o tabără internațională în Copșa. Nu neapărat pentru street-art, ci pentru alte manifestări culturale. Asta ar fi primul lucru, la care să muncim să creăm locul, spațiile de cazare, spațiile de întâlnire pentru tineri și pe tot anul ne gândeam cu Mihai o tabără de sculptură. Două, trei piese pune într-o tabără, ar îmbogăți orașul cu două, trei monumente. Aceste lucrări care se fac aici vor împodobi și satul, nu doar, să spunem, localitatea? Vor fi expuse aici. Deci orașul este unul, aici e cel mai bine pentru că sunt paralele stâlpii. Dar după care va îmbogăți Medeșu, de exemplu, în zile. După care va îmbogăți Brașovul în zile, va îmbogăți București în zile, va îmbogăți Saragossa și alte orașe unde avem prieteni și care vor să expună această expoziție. Chiar vom vorbi de asta cu domnul Balgan și în mod singur. În oraș, va fi Sibiu, oraș Antrebeni. Uita pe iarbă la Copșa Mică, unde iarba câteodată era mai neagră, cum e așa, e verde. E colorată. E colorată? Tu de unde ești deloc? Eu sunt din Galați și am rămas cu facultatea în București. Ce te-a atras la Spital, la Copșa Mică, la orașul negru? Păi gândiți-vă un pic, este inedit. Ajungem într-un spațiu care cândva a fost negru, pentru că acum nu mai putem spune că ar fi un spațiu negru și cred că pancarda de acolo sau panoul ne poate spune treaba asta. Da. Și aducem un pic de culoare, începem să socializăm cu locuitorii de aici și să schimbăm oarecum tipul de dialog. Adică noi propunem un dialog stradal, un dialog colorat și încercăm prin artă să creăm niște conexiuni basic, ceea ce și astăzi este important, aducând ceva nou. Cam cât de colorat e dialogul pe care îl propui tu aici la Copșa Mică? Păi, în primul rând,
Am venit cu două elemente diferite. Adică m-am gândit inițial la copșa mică, cea pe care o știm cândva. Eu am mai fost aici o singură dată, când eram mică, cu părinții. Și țin minte că m-au frapat niște bărbați care se duceau de la altul cu înfățerea absolut negră. Și de la treaba asta am încercat să fac un monstru personificat în toată povestea asta. Un remember, că întotdeauna trebuie să știm exact de unde am pornit ca să putem să avem în vedere exact ce s-a schimbat. Întotdeauna așteptăm ceva mai bun și mai bun și mai bun și pierdem vedere noi de aici am pornit și acum suntem undeva sus. Iar pe partea cealaltă a bandului am venit cu o treabă legată de speranță, gen Jesus was here, Iisus a fost aici. În ideea că oamenii de aici, oamenii de acolo, cel de lângă mine, inclusiv eu, toți avem nevoie de o speranță. Mesajul nu este neapărat de tip religios, ci mai degrabă e ușor nostalgic. Vrem ceva nou aici și chiar asta încerc să facă și chiar mulțumim pe această ocazie pentru tot sprijinul sufletesc și nu numai de care a dat o dată. Unde te pot găsi în lumea virtuală, iubitorii de artă? Eu am un grup, suntem trei artiști, Gina Stel, Gabi Abu și eu, Zăița, grupul se numește Art 7789. Ne puteți găsi pe internet pe www.art7789.com sau pe Facebook sau pe Twitter sau pe orice alt tip de media internet. Și acolo o să avem postate tot acest eveniment, inclusiv lucrurile oficiale și mai puțin neoficiale, da? Pentru că toți ne sunt prieteni și dacă nu i-am cunoscut, acum am devenit prieteni și ar fi frumos să păstrăm legătura într-un fel sau altul. Pentru că nu știam unde ești. E păcat să o rupi într-o formă sau alta și chiar sper ca și la anul să existe posibilitatea de a ne face auziți și în oraș. Dacă vreau și eu, Mihai! Pentru că am înțeles la primar că îmi are niște planuri foarte mari. Este un proiect de și nu ne limităm doar la Copșa Mică, dar Copșa Mică prin noi și cu noi va călători în toată țara și cine știe poate și în străinătate. Street Art la Copșa Mică, avem Mihai, Cătălin. Mihai, tu ești cel capul răutăților. Capul răutăților. Bine, da, sunt o parte din capul răutăților. Cum s-a ajuns la Street Art la Copșa Mică? S-a ajuns printr-o strânsă colaborare cu primarul Daniel Tudor Mihalache, care, practic, căreia am fost recomandat de domnul Adrian Matei din Medeș. A fost foarte simplă conexiunea, avem aceleași idei, gândim aproape la fel, deschis, european. După cum spunea și el, că cu Copșa Mică merita să aibă un astfel de eveniment, mai ales că a fost un oraș global și chiar merita să aibă din nou culoare și chiar de ce nu un eveniment care practic se luptă cu legea, dar de data aceasta l-am făcut legal de chiar aici. Bun, cât de ușor ți-a fost să-ți adun prietenii tău? Prietenii mi-a fost ușor să-i adun. Hai că te-l... Prietenii a fost chiar foarte ușor să-i adun. Organizat cu trezitul, cu munca și cu toate celelalte mi-a fost mai greu pentru că nu-mi place să fiu nici polițai, nici manager, nu sunt artist și de data asta trebuie să fac mult mai multe lucruri. Dar care a reușit până la urmă foarte bine. Nu asta a fost problemă. Cătălin, ia. Cum a fost tabăra asta sau aventura asta cu Copșa Mică? A fost bine, a fost ceva inedit. Când ți s-a făcut oricum punerea? Da, am întrebat pe Mihai ce urmează să facem. Și mi-a zis de street art, graffiti, pictură. Am zis că ar fi o ocazie bună să încerc să merg și în direcția asta. Chiar într-o tabără, chiar. Fiind și prima tabără de street art din România. Mi se pare genial. Ales loc, un oraș care știm că era negru, plumburiu, să dăm o pată de culoare și să o facem în stradă.
ce te-a inspirat aici? Am vorbit mai ceva mai devreme cu Zoița și la un moment dat a spus acolo cam ce a vrut să transmite. Care a fost mesajul tău? Puțin complicat. Am vrut să aduc o pată de culoare prin referire la copilărie și la puritate. În același timp am făcut un cap mare de fetiță, care are și un plastră pe gură. Probabil că trimitere puțin și la copiii din Copșa care erau supuși tratamentului cu negru de fum și care cam bugat din distrăcerea plasturile ăla poate să transmitești ceva tot la comunicare? Nu sunt poate, să până în capătă, da. Sensurile, capătările sunt deschise. Bun, Mihai, ce se va întâmpla cu ceea ce s-a produs acum aici? Ce se întâmplă? O să rămână o lună de zile, sperăm, când ajută și timpul a terminat de pe vână 14, ce conducător de auto s-a făcut va putea observa atât în Crăstâl cât și pe gardurile liceului de chimie și la intrările în oraș. Și pe urmă, după ideea de primarul, am vrea să ducem și la media și de ce nu la Sibiu și în alte locații care vor să primească acest experiment. De fapt, în sine și în concluzie, cred că asta a fost și ideea, să aduc și artiști și grafer împreună, să experimentăm împreună, pentru că artistul are nevoie de la una și de alte încercări, chiar dacă ele sunt artist de șevalet sau un artist conceptual, nu-i strică niciodată să iasă în alte medii de exprimare. Și cred că a lucra împreună a fost o provocare pentru fiecare. Unii și-au făcut și lucrările lor, dar am lucrat și împreună. Și cred că acesta a fost un pas foarte, foarte important pentru fiecare artist să lucre și cu ego-ul lui, și cu mândria, și cu toate chestiunile astea pe care ne încurajăm. O să penetreze lucrările și în spațiul virtual? Și da, cum să nu. Toți partenerii noștri pot să fie de cineva de parte. Și sperăm că și cu aceste imagini și cu imagini și de la TV Nova și alți secrete care au filmat, mai face și și iarăși, repet, sperăm ca la anul să fim din nou aici, aproape în aceeași formulă, să poți și de boales, să colorăm porul din spate de la Carbosin, care practic este un alt simbol de intrare în negru de fum, putem să-l transformăm în o oază de culoare.